Așa, noi avem o surpriză pentru dumneavoastră și evident o să vă dau o întrebare, o să vedem dacă ne spuneți din partea cui vine surpriza. De la copii, la străinătate. Așa. I-am auzit. Din partea copiilor. Da, corect. Deci uitați-vă, torta va aparține. Este pentru dumneavoastră special pregătită și o să încep cu orhideea, care o să vă rog frumos să mă ajutați. Evident, torta. În ultimul rând. Da? Dacă o să fie comod sau o să vă ajut eu. Și în ultimul rând, un frumos mesaj de felicitare care vine, da, către dumneavoastră. Mulțumim, mamă, că ne-ai dat viață și că ești cea mai bună mamă din lumea întreagă. Tu ești darul lui Dumnezeu pentru noi. Fiecare clipă petrecută cu tine este prețioasă pentru noi. Ne bucurăm că ați auzit glasul în fiecare zi. Zâmbetul tău ne colorează viețile. Dragostea ta de mamă arată față de noi este nemaipomenită. Ne rugăm Domnului să adauge ani la viața ta pentru a ne bucura cât mai mult timp de prezența ta. Mamă, te iubim! Mesajul de felicitare vine din partea copiilor, ginerilor și a nepoțelelor. Mulțumim! O să vă las și pe dumneavoastră, da? Să le spuneți un mesaj frumos. Da? Ei să vă audă. Mulțumim, Cristina, Alioșa, Iura și Alioșa, și Tania, Nicoleta și Dumitrița, că aveți grijă de mamă. Mulțumim. Mulțumim. Nadejda, sincer, la mulți ani din partea noastră, să fiți sănătoasă, cel mai important, să așteptați copilașii și revedere cât mai grabnic. La mulți ani!